Bună seara! Principalele acte normative adoptate în ședința de guvern din această după-amiază. Ordonanța de urgență pentru alocarea din fonduri externe nerambursabile a unor sume necesare pentru achiziția de echipamente și materiale sanitare în vederea începerii noului an școlar. Astfel, din fonduri externe nerambursabile, a fost alocat un buget de 175 de milioane de euro, care urmează să financeze următoarele categorii de achiziții. 100 de milioane de euro sunt destinate pentru achiziția de tablete și dispozitive electronice pentru învățământ online, pentru un număr de aproximativ 500.000 de elevi. 50 de milioane de euro vor fi fonduri pentru acoperirea cheltuielilor legate de achiziția materialelor de protecție sanitară și medicală, vorbim despre măști și dezinfectanți în școli. 25 de milioane de euro vor fi sume alocate pentru achiziția de containere sanitare mobile, care vor beneficia în același timp de o finanțare de 5.000 de euro pe container pentru racordul acestora la infrastructura de apă și canalizare. Practic, vorbim de un număr de aproximativ 5.000 de containere sanitare care vor permite la începerea anului școlar să asigure necesitățile din punct de vedere sanitar pentru elevi, respectiv toalete, chiuvete, apă curentă pentru igienizarea și pentru asigurarea necesităților din punct de vedere sanitar ale elevilor. Cine poate aplica pentru aceste fonduri? Vorbim despre autoritățile locale, inspectoratele școlare județene, precum și unitățile școlare. Acestea pot aplica în mod individual sau în parteneriat și pot cere decontarea cheltuielilor efectuate pe aceste categorii de obiective, începând din luna octombrie. Important însă este că este permisă decontarea cheltuielilor pentru aceste categorii de achiziții efectuate începând cu 1 august. Practic, autoritățile locale care au achiziționat tablete pentru elevi, dispozitive electronice pentru învățământ online, măști, materiale de protecție sanitară, care au efectuat deja aceste achiziții începând cu data de 1 august, sunt eligibile pentru decontarea acestor cheltuieli și pot depune cererea pentru finanțarea lor de către Ministerul Fondurilor Europene, începând din luna octombrie. Este o ordonanță extrem de importantă pentru asigurarea în condiții cât mai bune a începerii noului an școlar și pentru finanțarea achizițiilor esențiale pentru asigurarea desfășurării în condițiile actuale din punct de vedere sanitar a activităților școlare. O altă ordonanță de urgență așteptată în domeniul agriculturii este ordonanța pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru despăgubirea fermierilor afectați de efectele secetei. Vorbim despre o schemă de ajutor de stat cu un buget de 850 de milioane de lei pentru un număr de aproximativ 34.400 de fermieri și o suprafață afectată de aproximativ 1,16 milioane de hectare. Forma sprijinului, valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de stat poate să ajungă până la 925 de lei pe hectar pentru suprafețele afectate de secetă. Imediat după publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial, fermierii se vor putea înscrie în cadrul acestui program, vor putea depune cererile pentru finanțarea acestor pierderi în termen de 10 zile, astfel încât în cursul lunii septembrie să fie efectuate plățile în cadrul acestui program de compensare a pierderilor suferite de fermierii români ca urmare a secetei. O altă ordonanță de urgență în domeniul economic, după
primirea tuturor avizelor necesare și preluarea observațiilor primite în cadrul acestor avize, a fost adoptată ordonanța de urgență în formă finală pentru modificarea programului IMM Invest. Astfel a fost majorat plafonul de garanții de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei. Perioada ajutorului de stat sub forma dobânzii subvenționate 100% în cadrul acestor credite pentru capital de lucru și investiții a fost modificată la o perioadă standard pentru toți beneficiarii din cadrul acestui program, respectiv 8 luni de zile de la data acordării creditului. De asemenea, o altă modificare importantă în cadrul acestui program vizează accesul întreprinderilor mici și mijlocii la credite pentru capital de lucru în aceleași condiții de garanții de stat și cu dobândă subvenționată de stat, respectiv majorarea acestui plafon pentru credite pentru capital de lucru la 5 milioane de lei, de la 1 milion de lei la 5 milioane de lei. Practic, întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa și această facilitate de credit pentru capital de lucru până la 5 milioane de lei. Un alt program inclus în Planul Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului Orban, Reclădim România, este programul IMM Factor, care vine să sprijine companiile în perioadă de dificultate economică în ceea ce privește accesul acestora la lichiditățile din piața financiar-bancară. Și în acest sens a fost adoptată ordonanța de urgență pentru aprobarea programului IMM Factor. În acest caz, vorbim despre garanții de stat în cuantum de 50% din valoarea finanțării de acest tip, cu costuri de garantare subvenționate de stat, iar valoarea maximă a facilității de finanțare este de 5 milioane de lei pe beneficiar. Pe scurt, în acest caz vorbim despre un stimulent pentru piața financiar-bancară de a veni în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii și al companiilor care în această perioadă, din cauza dificultăților economice, pot suferi din cauza întârzierilor în plata facturilor pe care le-au emis. Cu alte cuvinte, o companie care dorește să primească mai repede banii pentru serviciile sau bunurile furnizate, în baza facturii, cere unui finanțator bancar plata acestei facturi, are acces imediat la lichidități, urmând ca banca să primească valoarea respectivei facturi de la client la momentul scadenței acelei facturi. Pentru a încuraja un astfel de sistem, care există în foarte multe țări europene și în economiile dezvoltate, statul vine și stimulează accesul companiilor la un astfel de instrument prin forma aceasta a garanțiilor de stat. Valoarea plafonului de garanții în cadrul acestei scheme este de 1 miliard de lei pentru o perioadă de 12 luni, perioadă în care, prin acest instrument, companiile vor putea avea acces mai ușor la lichidități ca urmare a decontării facturilor prin sistemul de factoring. De asemenea, în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică, Reclădim România, a fost inclus un program pentru sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii în ceea ce privește investițiile acestora, finanțarea investițiilor de către aceste companii în surse de energie regenerabilă. Astfel, Ministerul Economiei a propus în prima lectură în această ședință de guvern o ordonanță de urgență pentru aprobarea programului Electric Up. Este vorba despre o schemă de finanțare a investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii pentru dotarea acestora, pentru achiziția, instalarea de echipamente pentru producerea energiei electrice prin panouri fotovoltaice, precum și pentru achiziția de stații de încărcare a mașinilor, a vehiculelor electrice. Valoarea maximă a sprijinului
este de 100.000 de euro în cadrul acestui program, iar schema beneficiază de un buget de 200 de milioane de euro. În fine, tot de la Ministerul Economiei a fost inițiată o hotărâre de guvern pentru acoperirea pierderilor suferite de complexul energetic Hunedoara ca urmare a calamităților înregistrate provocate de inundații și pentru realizarea lucrărilor necesare ca urmare pentru repararea efectelor acestor inundații. Vorbim despre un ajutor în valoare de 7,2 milioane de lei de la fondul de rezervă al guvernului. Acestea au fost principalele acte normative aprobate în ședința de guvern din această după-amiază. Vă mulțumesc pentru atenție.